Bună ziua! Numele meu este Victor Radu și sunt medic specialist obstetrică ginecologie în cadrul Centrului Medical Anastasios din Cluj-Napoca. Astăzi vom discuta despre diagnosticul de sarcină și etapele urmăririi acesteia. Voi prezenta semnele și simptomele care ne indică prezența unei sarcini, investigațiile necesare pentru stabilirea diagnosticului de sarcină și strategia de urmărire a acesteia. Sarcina este o stare fiziologică care trebuie percepută ca atare de către gravidă, dar care necesită a fi urmărită cu atenție de către medicul obstetrician. Înainte de planificarea unei sarcini, orice femeie ar trebui să efectueze o evaluare medicală, aceasta constând într-un consult ginecologic, analize specifice precum examenul Babeș-Papanicolau și examenul de secreție vaginală și analize generale de sânge și de urină. Se va consilia viitoarea gravidă în privința adoptării unui mod de viață sănătos, de exemplu, renunțarea la fumat, la consumul de alcool, administrarea de vitamine, precum acidul folic, corect administrat cu 3 luni înainte de sarcină, și oprirea pilulelor contraceptive cu 3 luni înainte de a concepe un copil. Diagnosticul de sarcină se bazează pe examen clinic și paraclinic. Din punct de vedere clinic, semnele și simptomele specifice sarcinii sunt amenorea, întârzierea primei menstre, primul semn pentru care femeia se adresează cabinetelor de obstetrică. Este foarte important ca pacienta să rețină data ultimei menstruații, deoarece, în funcție de aceasta, se poate stabili vârsta de gestație, dacă prezintă cicluri menstruale regulate, și de asemenea se stabilește data probabilă a nașterii. Manifestări neurovegetative, care de regulă sunt inconstante, grețuri, vărsături, modificări ale apetitului, balonări, urinări frecvente, fatigabilitate, somnolență, iritabilitate. Modificări la nivelul sânilor, senzații de tensiune, creșterea în volumul acestora, hiperpigmentația areolelor mamare. Modificări ale organelor genitale. Mucoasa vaginală și exocervicală capătă o colorație violacee, glera cervicală devine compactă, colul se înmoaie și uterul crește în dimensiuni. Din punct de vedere paraclinic, avem la dispoziție testele urinare de sarcină, care permit detectarea beta-HCG-ului în urină printr-o reacție de tip imunologic. Dozarea beta-HCG-ului în sângele matern. Acesta începe să fie produs din ziua 6-7 de la fecundare, nivelurile cresc rapid, dublându-se la 2-3 zile. Examenul ecografic. Ecografia transvaginală este superioară celei abdominale în diagnosticul sarcinii, deoarece permite diagnosticul de certitudine al acesteia prin vizualizarea sacului gestațional intrauterin, începând cu 4-5 săptămâni de amenoree și vizualizarea ecoului embrionar cu activitate cardiacă începând cu a 6-a săptămână de amenoree. În ceea ce privește îngrijirea prenatală, pe parcursul sarcinii, gravida va discuta în permanență cu medicul obstetrician pentru a înțelege schimbările prin care trece organismul ei. Prima consultație prenatală este esențială pentru identificarea factorilor de risc ce pot afecta atât mama cât și fătul. Este de asemenea consultația în care se stabilește diagnosticul de sarcină și totodată se vor culege date despre antecedentele heredocolaterale, afecțiuni ale rudelor de gradul 1 sau 2, de exemplu existența unor boli în familie, boli genetice, hemofilie, diabet sau feți malformați, antecedente personale fiziologice, precum data ultimei menstruații, caracteristicile ciclului menstrual, antecedente obstetricale, precum sarcini, avortul sau nașteri. Antecedente personale patologice, precum operații sau boli asociate, hipertensiune arterială, diabet, zaharat sau afecțiuni endocrinologice. Și nu în ultimul rând, date despre condițiile de muncă și stilul de viață. Tot în cadrul acestui prim consult se va efectua examenul clinic general cu măsurarea greutății, înălțimii, tensiunii arteriale și frecvența pulsului arterial. Examenul obstetrical cu efectuarea examinării ecografice, această investigație fiind important să fie efectuată în primul trimestru, mai ales pentru femeile cu cicluri menstruale neregulate, pentru a stabili localizarea sarcinii, vârsta gestațională și viabilitatea produsului de concepție. Pentru evoluție favorabilă a sarcinii, precum și pentru siguranța gravidei și a fătului, se recomandă luarea în evidență de către medicul de familie, administrarea acidului folic, fiind de dorit ca această suplimentare să înceapă preconcepțional, încetarea consumului de alcool, tutun, droguri, ceai verde, ceai negru, ceai roșu și a medicamentelor, evitarea factorilor toxici, hidratarea adecvată și o alimentație sănătoasă, o odihnă suficientă, activitate fizică moderată, menținerea vieții sexuale moderate dacă nu există factori de risc. Realizarea analizelor de sarcină de prim trimestru care cuprind hemoleucogramă, grupa de sânge și RH-ul mamei și, dacă este necesar, și al tatălui. Analize pentru evaluarea funcției ficatului și a rinichilor, analize pentru hepatită B, C, HIV și sifilis, glicemie, evaluarea funcției tiroidiene, sumar de urină și urocultură, complexul TORCH și posibil alte analize în funcție de istoricul medical al gravidei. În ceea ce privește stabilirea strategiei în sarcină, ritmul consultațiilor ulterioare va fi la interval de o lună până la 28-32 de săptămâni de amenoree, la două săptămâni între 32 și 36 de săptămâni de amenoree,
ca ulterior săptămânal din săptămâna 36 până la 40 de săptămâni. Investigații importante în cursul sarcinii sunt ecografia morfologică de prim trimestru efectuată la 12 săptămâni de amenoree, ecografia morfologică de trimestru 2 efectuată între 20 și 24 de săptămâni de amenoree, teste de screening genetic, precum dublu test între săptămânile 11 și 13, triplu test între săptămânile 16 și 18. Aceste teste sunt folosite pentru screeningul defectelor de tub neural și a anomaliilor cromozomiale, precum trisomia 21 sau sindromul Down, trisomia 13, trisomia 18 sau sindromul Turner. Teste genetice non-invazive. După recoltarea de sânge de la mamă, în sângele acesteia se va căuta ADN-ul fetal circulant și se va analiza genetic pentru a detecta una din afecțiunile următoare, precum sindrom Down, sindrom Edwards, sindrom Pato, Turner sau alte boli genetice date de microdeleții ale cromozomilor. Dacă la unul dintre aceste teste apar modificări în sensul unui risc crescut pentru malformații fetale, următorul pas este efectuarea amniocentezei între săptămânile 16 și 22 de sarcină, în cadrul căreia se va efectua analiza cromozomilor fetale. La sfârșitul celui de-al doilea trimestru de sarcină, se recomandă repetarea unor examene paraclinice, precum hemoleogogramă, sumarul de urină, glicemia și testele de toleranță orală la glucoză între săptămânile 24 și 28, iar la gravidele cu incompatibilitate în sistemul RH, se va recomanda depistarea anticorpilor anti-RH în săptămâna 28, analiză ce va fi repetată în trimestrul al treilea. Un ultim set de investigații de laborator se realizează în trimestrul al treilea, la 36 de săptămâni, și include hemoleogograma, sideremia, urea și creatinina, probele de coagulare, probe hepatice, sumarul de urină și urocultura, culturi din col și examenul de secreție vaginală. Toată această strategie de urmărire a sarcinii se raportează la o sarcină cu evoluție favorabilă, în absența factorilor de risc și a patologiilor asociate, atât materne cât și fetale. În cazul prezenței acestora, strategia de urmărire va fi adaptată conform particularității fiecărui caz. Vă mulțumesc pentru timpul acordat! Cel mai important e ca viitorii părinți să fie echilibrați, entuziasmați, susținuți emoțional și să primească noțiuni corecte și complete vis-a-vis de fiecare etapă a sarcinii și nașterii, pentru ca aceste evenimente să se desfășoare ideal. Plănuiți obținerea unei sarcini sau sunteți deja însărcinată? Vă așteptăm la consultații de specialitate în cadrul Centrului Medical Anastasios Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!